Fie Tatăl nostru care este în cer. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Și binecuvântată să fie puterea Duhului Sfânt. Amin. Este un moment important în viața noastră. Cel mai mare eveniment este atunci când omul vrea să se întâlnească cu Făcătorul său. Amin. Mult așteaptă Dumnezeu pentru oameni să vină în fața Lui. Îi este dor de oameni. A dat tot ce a avut mai scump pe Domnul Iisus Hristos ca oamenii să aibă în viață bucurie. Pentru că puțină bucurie este pe pământ. Dar El a vrut să întocmească din nou bucurie în inima oamenilor. A pierdut Edenul, dar vrea prin Domnul Iisus Hristos să ne ducă din nou în Eden. Fie binecuvântat numele Domnului. Este un moment de părtășie. Un moment sfânt. Un moment când fiecare poate să facă liniște în sufletul lui și să-și îndrepte privirile spre cerul. Oricine se uită spre El, se luminează de bucurie. Amin. Și eu aș vrea ca cu toții să avem părtășia aceasta. Spune Marele Apostol Ioan, spune că noi avem părtășie cu Tatăl și cu singurul Său Fiu Iisus Hristos prin intermediul Duhului Sfânt. Amin. Haideți să ne sculăm cu toți în picioare și să facem o rugăciune ca Domnul să cerceteze toată adunarea. Amin. Ca Domnul să binecuvinteze toată adunarea. Amin. Și toți cât suntem aici, atunci când va veni Domnul în slava împărăției sale, să spună tuturor de aici, vin o slugă bună și credincioasă. Amin. Amin. Și intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Aceasta este dorința. Prin fratele Ghiță Mureșan înălțăm o rugăciune către Domnul ca Domnul să binecuvinteze timpul de rugăciune și toată după masa aceasta. Amin. 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 Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. În Psalmul 116. Pagina în Biblie, 622. Psalmul 116, vom asculta cuvântul Domnului de la versetul 1 la versetul 19, adică tot psalmul. Iubesc pe Domnul că El aude glasul meu, cererile mele. Aleluia. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurasele legăturile morții și mă apucasele sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Amin. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cel fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Amin. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut mult bine. Aleluia! Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Amin. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul robei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Amin. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Amin. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul. Amin. 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 Vreau să ne înțelegem împreună cu psalmistul și am vrea să înțelegem ce voia să spună acest om. Acest om a înțeles și a rostit următorul cuvânt. Îl iubesc pe Domnul. Amin.
că El aude glasul meu și cererile mele. Amin. Era mulțumit doar că l-aude. Și în Sfintele Scripturi este scris, oare s-ar putea ca eu care am făcut urechea să n-aud? Sau eu care am făcut ochiul să nu văd? El vede de la înălțimea cerurilor pe toți fiii oamenilor. El ar vrea să vină toți la Domnul. Și chiar poruncește, prin Psalmul 50 scrie, El cheamă pe oameni de la răsăritul cerului și până la apusul lui, să vină toți la Domnul. Amin. Și Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și la mine veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Deci pe toți. Nu face partajare. Dar aș vrea să mă opresc un moment mai mult în acest două, trei cuvinte doar, pentru că seara aceasta este plină de mesaje. Domnul Iisus este gata prin robii Săi să vă vorbească la dumneavoastră. Aleluia! Domnul să ne binecuvinteze. Să facem loc în inimile noastre ca să-L auzim. Amin. Să lăsăm celelalte lucruri, măcar două ore cât stăm aici. Iubesc pe Domnul că El aude glasul meu și cererile mele. Da, El l-aude pe orice om de pe fața pământului. Dacă se roagă vreun om pe fața pământului, El l-aude. Dacă strigă un nenorocit, un om fără nicio însemnătate, un cerșetor, un om dezbrăcat sau gol, un om sărac lipsit, care n-are nici casă, nici adăpost, și strigă la Domnul, El mai mult se oprește acolo. Pentru că El vrea ca toți oamenii să fie la fel. Amin. Spune poetul în cântare, credință, dar dumnezeiesc, doar una poate fi pe lume. Când toți ai tăi la fel trăiesc, credința-i dar dumnezeiesc. Amin. Aleluia. Când Dumnezeu a dat o credință pe pământ ca toți oamenii, cei bogați, să ajute pe cel sărac să aibă și ala cât el. Aceasta este legea lui Dumnezeu în tot pământul. Ca cei bogați sau cei mai avuți să-i ajute pe ceilalți să fie la fel. Amin. Pentru că este o singură poruncă la care insista atât de mult Domnul Iisus Hristos. Eu mă duc la cer, mă întorc la cer, am dat legi și porunci. Dar să nu uitați una singură. Să iubești pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și în ce privește găsirea Domnului, spune în Matei, Domnul Iisus Hristos propovăduia și ucenicilor și nouă în seara aceasta, dacă îl caută cineva pe Domnul, îl găsește. Dacă bate cineva la ușa mea, eu îi deschid. Amin. Domnul bate în seara aceasta la ușile noastre, eu stau la ușă și bat în seara aceasta. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, deci tu trebuie să deschizi. El nu forțează. Deci tu ai propriul zăbor. El bate la ușă. Mulți oameni nu vreau să-i deschidă. Mulți oameni au spus, ca și cei din Gadara, du-te de la noi. De ce ai venit la noi? Dar noi să zicem în seara noastră, în seara aceasta, Doamne, vino la noi. Amin. Și fie, și dacă bate cineva la ușa lui, El îi deschide. El vrea ca să cineze cu tine și tu cu El. Aceasta este dorința Lui. Nu ai vrea? Domnul să te binecuvânteze. Amin. Eu o să citesc în continuare un alt psalm. Psalmul păstorului. Să vedem cine este păstorul tuturor oamenilor. Doar că unii îl recunosc și unii nu. Un om a recunoscut împăratul David și haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și după ce citesc acest psalm, fratele Daniel va spune câteva cuvinte și pe urmă ne vom ruga Domnului. Haideți să ascultăm psalmul 23. Să vedeți ce vrea el cu noi. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Amin. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
Tu mi întinzi masa în fața protivnicilor mei, în un capul cu un lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin. Amin.